spui eu de ce nu se rolează nimeni în armata asta noastră. Mă, la nimeni nu e nevoie să-mi spui că știu. Nu faci recrutările unde trebuie. Adică? Adică la spitalul de nebuni. Nu, bă, fraiere. Pentru că ostașul are repulsie față de uniformele astea vechi. Tineretul de ziua de azi vrea să fie trendy, friendly, trend. Dar ce-au, domnule, uniformele astea? Că uniforma de armată trebuie să fie sobră, să impună respect. Exact, bă, dar puțină restilizare nu strică. Și de asta o să te ocupi tu, că tu ești milicianic cu mâini fermecate. Ia! Păi ce sunt eu, designer? Bă, pe mai nou toți proștii creează, bă, țoale și scoate CD-uri. Plus că eu nu vreau paiete și briz-brizuri de-alea de 3 lei. Eu vreau o uniformă care să dea încredere ostașului, să pară indestructibilă, că este armată. Ce, mama dracu? Păi ce, mă, indestructibilă? Exact, mă, cum avea Robocap, o faci din materiale de-alea metalizate, de la ameuri. Și de unde iau eu materialele de-astea? Găsești tu! Că dacă o să pară mai metalic, o să fie și glamur, automat! Auto... glamur? Adică strălucitoare, mă, tâmpitule! Strălucitoare! Bă, uite-te și tu la un botezat, la un dârță, că altfel n-ai cum să fii întendinți! Hai, ce stai la treabă, dă-i drumul, că ne suflă alții ostașii, dacă... Da, să trec. Mamă, uniformă de Robocap. Uniformă de Robocap. Sec! Au! Emisiune cu inventatori? Păi o să facă rating 0, șeful. Dar ce zic eu 0? Minus 1. O să fiu sub linie. N-o să fii pupăză, că fundația oferă 5.000 de euro premiu celei mai interesante invenții. Și când e vorba de bani, românul se uită ca nebunul. 5.000 de euro, șefu? Și poate să participe oricine? Mai puțin tu, pupăză, că nu poți să-ți acorzi premiul singur. Mai puțin tu, dar de ce mai puțin eu? Adică eu ce am? Eu nu pot să fiu deștept ca să... Să fiu deștept ca să pun mâna pe bani. Logic. Pentru că dacă Dezirica o să rămână însărcinată pe bune, o să nască un copil care va fi parțial color, căde. Și în felul acesta, eu ca tată responsabil trebuie să întrețin familia și îmi trebuie bani ca să-mi cumpăr și eu ceva mișto, o mașină, ceva, să-mi satisfac și eu plăcerile, nu? Ce invenție să găsesc, mă, nebunule? Dar ce, eu sunt inventatoare? Stai, dragă, că am zis să găsești, nu să crezi! Ia și tu un almanac din ăla de știință și tehnică de prin 82 și cauți acolo! Important e să ai cu ce să te prezinți, că premiu eu îl dau! Și cine crezi că o să-l câștige? Cine? Cine? Tu, iubici, cum cine? L-ai pus să creeze noua uniformă? Exact. Și o să revoluționăm armata cu ea. E, și cum arată, mă? Nu știu, că nu mă bag peste creator, dar am cerut o combinație așa de glamour cu indestructibil, un ceva, un... Gerobocap! Gerobocap? Ta-da! Ce e asta cu voi? Păi cum ce? Uniforma care mi-ai cerut-o! Indestructibilă, metalică și glamour! Curat, Robocap? Auzi, Bogoașe, ia, ce-o crede un pic în chineze, dacă este doar Robocap sau Robocap sec? Lasă-l-o, te mai bate, mă, că e clar, ești Robocap sec, mă. Așa, câine, așa, nemernicule, râzi.
Că m-am muncit toată dimineața să fac uniforma asta. Și acum ce faci? Râzi de mine împreună cu ăștia? Râdeți ca proștii, mă. Mie mi se pare super, bă. E glamour cum mi-am cerut. E indestructibil. Exact ce trebuie. Că tineretul de ziua de azi, asta caută, modernist, așa, să te învânt după lucrurile scripicioase. Când o să prezentăm la public, o să se facă coadă la noi la rulare. Da? Și unde prezentăm asta în public? În emisiunea lui Pupăză. Prezentăm în emisiunea lui Pupăză, că dacă prezentăm la el, nu, prietene, te trece și pe tine cu acționar, ca și cum ai... Mă înțelegi? Dar pentru ce-ți trebuie scalea, mă? Păi am pus Pupăză să particip la nu știu ce concurs în emisiunea lui. Dar la tâmpenile astea nu pot să le rețin nici măcar numele. Da, să le mai explic în ce constau. Zici și tu că nu te pricep și gata. Hai, nebunit! Păi dacă află ăla că vreau să renunț la 5.000 de euro, o să facă colaps de valvă mitrală. Ce e aia? 5.000 de euro? Îmi dai să mă uiți un pic? Dar mă uit. Ia, oricum vreau să-mi bag picioarele în toate chestiile astea ale lor și să mă prezint cu ceva la care m-am gândit eu acum câteva zile. Fii atentă, să-mi spui dacă e ideea bună. Vreau să pun o alarmă cu senzor de perimetru pe lenjeria intimă a doamnelor și să o numesc lenjeria antiviol. Nu că e genială ideea? De ce râzi, mă? Încerca să-mi imaginez cum o să funcționeze aberația asta a ta. Dar de ce aberație, dragă? Tu nu știi câte violuri sunt în lumea asta? Femeie, tu ai nebunit? Ce femeie sănătoasă la cap își pune pe ea tanga cu alarmă? Hm? Când o fi și a împat cu vânjosul și începe să sune alarma ca nebună, adio romantism. Dar de ce să sună alarma ca nebună? Păi așa sună alarmele. N-ai auzit și tu în parcări? Sună de la vânt, da, când o hâțână vânjosul. Păi în cazul ăsta îi pun și o alarmă de locuință, na. Ah, și mai bine. Și eventual o alarmă care să sună la firma de intervenție, să vină mascații și să te găsească în fundul gol. Dar uite, asta n-ar fi o problemă pentru o nașpetă care n-a văzut în viața ei vânjos. Își pune frumos tanga cu alarmă, alarma sună la firma de intervenție, vin mascații și cine știe, pe întuneric, poate o imobilizează și pe ea, o dată de două ori. Mersi pentru ajutor, ironico. Bună ziua! Aș vrea să fac și eu o înscriere la dumneavoastră la concurs. Câți candidați a selectat până acum? 3 șef. Cât o gătuți au venit? 3? 3. Ia, numai 3. Da, să văd. Poftiți. E că nimic. Ia să vedem. Patul cu arcuri? Da. Voi vă bate joc de mine? Nu în soltea șeful. În loc de picioare. Ca să amortizeze hâțânela. Atunci când. Știți dumneavoastră. Și când te arunci pe el, după o zi obositoare de lucru, te proiectează în tavan. O idioțenie. Aia e, o idioțenie. Haide, șeful. Mașină de montat extensii la iarbă? Ce e asta? Păi lungi, șeful. Cum își fac femeile la coafor? Dacă tunzi iarba pe aia scurt și nu-ți place, poți să-i refaci lungimea, montându-i extensii cu aparatul ăla. Să vă arăt cum funcționează? Iar, șeful! Iar! Amortizorul de năr și gură. Antisforit. E ca un bol imens care se pune ca o cască de cosmonaut pe capul pacientului și... Nu mai sfori. Da. Auzi, dar tu de ce n-ai participat la concurs? Eu, șeful? Păi eu n-am inventat nimic. N-ai inventat? Am inventat? Da. Ce? Perpetuum mobile de prostie. Sau mai popular spus, prostia eternă. Voi sunteți inconștienți? Astea sunt invenții? Păi o să le zic aia de la fundație că le aducem la mișto doar așa ca să dăm premiile între noi. Du-te și caută inventatori adevărați. Du-te. Am înțeles, șef.
Mă bucur că ai înțeles. Măi, femeie, tu nu înțelegi că e vorba de 5.000 de euro? Cum n-ai de să nu găsești nimic? Păi numai când pronunți 5.000 de euro, îți vin 5.000 de idei. Hai, lasă-mă. Păi tu zi tu una, mă, Einstein, zi. Păi, da, dragă, e... Hă? Patul cu arcuri. Hă? Inventat de mult. Poftim. Stai, dragă, că nu cu arcuri în saltea. Cu arcuri în loc de picioare. Ca să nu mai scârție când... Mă înțelegi? Da, vreau, vreau. De unde luăm? Ce să iei? Păi stai, că e de-abia propunere de invenție. Încă nu s-a făcut. Corect. A, și pot să vin eu cu invenția asta? A, nu, nu. Nu pentru că... pentru că trebuie să vină de la tine, dragă. Că juriu are un aparat din ăla care detectează când un concurent vine cu o idee furată din altă parte. Dar pune-ți, dragă, și tu minte la contribuție, că ești dita mai intelectuală cu pretenții. Ce n-ai, chiar nu ești în stare să găsești ceva? Mă, Pupăză, i-am găsit ceva, dar nu cred că o să-ți placă. Ce? De unde știi, azi? Păi, m-am gândit să fac o lenjerie intimă cu... Cu? Ce femeie sănătoasă la cap își pune pe ea tanga cu alarmă? Când o fi și-a împat cu vânjosul și începe să sune alarma ca nebuna, adică romantism. Cu? Cu sistem GPS încorporat. Pentru persoanele cu probleme cu memoria, cum ar fi bătrânii senili, bebelușii, autiștii... Aha! Neveste geloase ca să afle pe unde le umblă soții. Genial! Da? Genial! Ai văzut că se poate? Al nostru o să fie premiu! 5.000 de euro! Auzi, dar de unde știi tu că o să-mi dea mie premiu comisia? Pentru că eu selectez invențiile. Tu crezi că eu sunt prost să bag în concurs vreuna mai bună ca a noastră? Hai, fugi ca să-ți pregătești expunerea. Ah, geniala mea! Du-te! Ce faci, mă? Frate, păi... dar tu ce faci? Eu? Eu mă duc la serviciu. Pentru că, spre deosebire de alții, eu am. Eu știu cât o să mai ai, Pupăză. Că dacă află șeful al tău ce pui la care cu concursul, dar, mă rog, se poate să nu afle. Dacă îl lași pe Gogoașa să prezinte uniforma la mătăluța în emisiune. N-are când, pentru că toată săptămâna e ocupată cu concursul ăsta de invenții și... Atunci îl bagi în cadrul la concursul de invenții. Și zicem că uniforma noastră e invenție genială. E invenție? Care ce face, Mărlane? Bine, ce să fac o invenție? Inventează tot felul. E... uniforma. Ca o... Da, e, are uniforma, e o... Ce? O uniformă solară. Hai, de aia care captează lumină cum captează panourile solare, mă înțelegi? O transformă în căldură cu care căldură se încălzește militarii din Siberia. Că pentru ei e încă, ce zice, bună idee? E... Nu că e bună, e genială, Mărlane! Să nebunești, ia cu vântul! S-ar putea chiar să câștigi premiu! Să câștigi un da! Dar atent! Ce... Dacă îl câștigi, facem jumate-jumate. Păi, nu? Partenere! Am făcut! Dar nu-i cinste! Ai zis că eu o prezint, că e invenția mea! Gogoașă, o fi invenția ta, dar superiorul trebuie să prezinte ca să-i dea prestanța cuvintă gradului. Și în plus, o să fie ca o prezentare de modă, mă! Deci ăla care-i mai manechin, ăla trebuie să prezinte, nu ălălalt. Dar cu ce ești, mă, tale mai manechin decât mine? Că ai și burta mai mare și chelia mai deasă. Pentru că eu sunt mai înalt, na. Și criteriul cel mai important la un manechin e înălțimea. Dă-o uniforma încoace. Ia uite, stau să mă explic eu la dita mai general, la un părtit de dita mai locotenentul. Ardite-ar foc.
Vezi tu ce o să te ardă pe tine, îmbrăcat cu asta. Se călzește? Bă, ăsta e RoboCop Sec 2? Sau mai bine zis, răzbunarea lui RoboCop Sec? Păi și-l lași, bă, să apară cu idioțenia aia de uniformă la tine, mă? Las, mă, Chiorete, că îmi trebuie și entertainment, mă, adică divertisment în emisiune. Doar cu invențiile nu faci rating, îți spun eu. Auzi, păpăză, eu zic să și titrez, mă, cu RoboCop Sec. Bă, dar nu-i rămâne numele ăsta ca lui Sexy Brăileanca? Așa o să-l strige, bă, lumea pe stradă. RoboCop Sec! RoboCop Sec! Doi! Ia-o, mă, pentru că mi-am dat seama că am greșit. Ia-o, tu ești creatorul, tu trebuie să o porți, mă, că e munca ta. Am fost un egoist. Iartă-mă, camarade. Marta, ce mai comoase? Ce, dacă ți-am zis creator, crezi că gata, ți-am zis și Răzvan Ciobanu? Păi de mă, ta. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint concurenții din această seară. Primul concurent este chiar o concurentă. Domnișoara savant Desiree McLeod și Asa lenjerie cu GPS. Al doilea concurent este un militar de carieră, domnul Gogoașă Costello, care ne va prezenta uniforma solară. Și ultimul aspirant la bursa noastră de invenții, domnișoara Emma Cucu și al său tanga cu alarmă antiviol. Ce face, mă? Ce că sună la firma de intervenții când purtător este agresată de un eventual violator. Aia face. Știu ce face, pupăză, că a fost invenția mea, așa mi-a furat-o. Minte, domn realizator, nu e invenția ei. Să arate brevetul de inventatoare dacă e a ei. Dovada, madam, dovada. Bă, asta chiar a nebunit de-a binele. Are dreptate bărbatul. De ce ne faci tu nebună ciumafaio? Auzi, dințoasă, tu nu mă faci pe mine ciumafaio! Hei, 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 cabinele, iată-ți, băi, potolite, că-mi strigați bunătate de costum! Pupăzel, potolește-le! Potolește-i, stai, stai! Asta vrea să câștige cu invenția mea? Dă-i jos! N-o să câștige! Ai uitat că am primit-o doar ca să fim la număr. A, domnilor din jurul, sper că ați pornit aparatul ăla, ca să vedeți cine-i hoața. Doamnelor și domnilor, acum că spiritele s-au calmat, să trecem la prezentarea invențiilor. Dar nu schimbați canalul, pentru că păruiala poate reîncepe oricând. Bineînțeles, numai la Pupăză Inventica Show! Avantajele invenției mele sunt următoarele. Zile la aia cu reflectoarele și le deam mai încet, că nu mai pot de cald în costumul ăsta. Nu se poate. Cum nu se poate, mă, nemernic, că le curge apa de pe mine? O să zic ăștia că fac antireclamă. Păi, ce rău pare? Așadar, votați-mă, fetelor, pentru că lenjeria antiviol vă poate scăpa de multe necazuri. Sau vă poate provoca altele, când va începe senzorul de perimetru să sune ca prostul. Dar de ce să sune ca prostul? Dar la mașini de ce sună? Asta e explicația mea! Mi-a furat-o! Hoțu! Asta chiar e culmea! Hoțu să strige hoțu! Auzi, dragă, după ce că mi-ai furat invenția... Nu i-am furat nimic, dragi telespectatori. E nebună! Aaaa! Bă, ce-i fost tu nebună, nebună? Ia-ți, dă-te... Aaaa! Mă, pupăză! N-ai zis că restul invențiilor sunt la vrăjeală? Hai, asta chiar funcționează! Asta chiar s-a încins! Și a mea funcționează ofticoasă, iete. Te vedem cum o oprești. Na. Ce-ai făcut tu, scat-o? Ai oprit-o? Nu, ăsta e semnul că mi s-a descărcat bateria la GPS. Trebuie să mă car. Ia, dă-te, mă, dă-te. Vrei să jucăm murdar? Jucăm murder, madam! Ce-ai făcut, nebună? Ce cu gugoasă scoate din priză? Păi, nebunit! Scoate-l tu, nu vezi că eu sunt metalic din cap până în picioare? Ce vrei să mă prăjești ca aia de pe scaunul electric? Îmi place!
Bogoașe, ai venit, ți-a zis eu, mă, că o să câștigi, stupitule! Da, bă, norocul nostru, bă! Bă, dar știi, m-au încins reflectoarele lui Popoza și nu s-a putut atinge de mine nimeni din comisie, mă, că dacă mă dezbrăcau și vedeau în ce constă marea mea uniformă solară, dădeam de dracu, Mărlan. Dar nu-i, mă, prea vreau să ai udicecul! La băiat! Poate nu poate repede să mergem să ridicăm banii până să prindem în comisie, că rămânem fără... Și asta, mă, că nu scrie nimic, păi nu mai vede nimic. Păi ce era să fac, mă, Mărlane, doar nu era să umblu cu un cec cu 5.000 de euro în mână pe stradă. A trebuit să-l bag în haină. Goafle, de ce tras pirea de te-ar focul? De ce că te... dacă te strigă... A? Am băut apă. Da, dați femeie chiloții aia jos și distruge-i! Nu poți să-i scoti steațul fără telecomandă, că i-a blocat pe mine închiderea centralizată! Și până nu se termină bateria, nu se deschid! E sistem antifurt, ca la mașini! Nu pot să cred! Dar ce eu pot? O nemernică! Vrea să te omoare! Noroc că n-a avut curentul, voltaj mare! Ce curent, Pupăză? Ce curent, iubi? Ăla care s-a scurs prin tine! Pupăză, nu s-a scurs niciun curent prin mine! Doar a început să vibreze transformatorul de pe kilot! Păi și atunci de ce ai leșinat? De plăcere, Pupăză, de plăcere! Auzi? Eu mai am lejerie pe mine? Da, de ce? Bagă-n priză! Bă, iubi, tu ai nebunit, doar nu vrei să... Bagă-n priză când îți zic! Important e să ai ce să prezinți, nu? Că premiu, eu îl dai. Ok. Iei și tu un almanac din ăla de știință și tehnică de prin 82 și cauți acolo. Hai, dracu, că premiu eu îl dau. Nu! Nu, eu îl dau, nu! Nu, nu îl dau eu, nu! Nu, că costă bani! Și îți dai seama. E genială, Mărlane, e genială! S-ar putea să câștigați premiul ăla de 5.000 de euro! Dar fii atent! Îl facem jumate-jumate? Da. Serios? Da! E așa el emoționat când aude de... N-am vrut de mai! El chiar a crezut că o să câștigi! Mă șochează chestiile astea!